astăzi o să ne adunăm cu toți actorii la o masă. E nepoțelul meu direct. Ne gândim să facem și serial, voi ce ziceți? Uite așa reacția asta aia pe tot publicul, uite așa, uite așa. Deci ăsta cred că o să fie cadrul. Vezi că acum nu jucăm, nu trebuie să faci așa. Dă-o, mă agresează sunurile mele noi. Ce bine că buzele tale plus buzele mele fac o lume nouă când nu e spațiu între ele. Hei, salutare dragi prieteni și bine ați revenit la un nou vlog. Noi suntem iarăși la filmări, suntem aproape în ultima zi de filmare pentru filmul Două Inimi. Acum filmăm în studio, după cum vedeți. Imediat o să vă prezint totul aici. Doamne, îmi pare atât de rău că se termină filmările, vă jur, efectiv. Mai avem astăzi aproape am terminat. Și mai avem mâine o singură scenă cu mine, un singur început de scenă. Uitați-l și pe Oleg. Oleg, ești trist că se termină filmările? Nu, că continuă. Continuă după aia, așa, în primul rând lansarea, după care ne gândim să facem și serial, voi ce ziceți? Ar fi interesant să facem și serialul? Astăzi o să ne adunăm cu toți actorii la o masă, la chinezesc, logic, unde am început. Și până atunci, continuăm filmările. Haideți să vă prezint ce se întâmplă aici. Ia uitați-o și pe Ana, nu te-am mai văzut de mult. E și Radu acolo care ne dă lumină. Am luat-o în brațe deja, dar n-am luat-o pe cadru. Mamă, dar ce frumos vă vedeți. La mine în cameră pare roz, cu toate că e roșu. Ăla e roșu, e roz. Ăsta este studioul, după cum vedeți. Microfonul unde să cânt eu. Și cam asta se întâmplă pe aici. Îmi pică camera, e prea grea camera. Vă place? Nu, meu stil. E șapca lungă. Ai, e șapca deasupra la asta. Da. Te-ai prins? Deci ăsta cred că o să fie cadru. Cât fum. Zen, pardon. Dar tu ce vlog faci acum? Nu zic. Fă ce lumea poze cu Ciano, pe și noi. Așa. Ok, am terminat de filmat. Thank you. Și acum aștept să termine și ei de filmat, am mâncat puțin. Ce bine că buzele tale plus. Ești gata să filmezi? Nu prea. E, las că o să fii. Ana și-a făcut tu de ce? Vai, Ana, te-a făcut oribil, Alina. Bate vântul. Aș bate vântul, wow! Ok, și hai să vedeți terasa. Ah, ce drăguț e! Dar haideți înăuntru, că e frigă. Dragii mei, ia uitați-vă ce băițel avem aici, pe care îl cheamă Patrick și seamănă foarte mult cu Ceanu, nu vezi se pare? Ceanu, ia vină puțin. E nepoțelul meu, direct. Tare seamănă. Și fana Anei, haideți să vă arăt ce dulce e. Ana, dar trebuie să vorbești tu cu ea, că pe tine te place. Hai, hai. Bună? Uite-te aici, uite-te la cameră. Vezi că mai e 2 sceni. Doar 2. S-a auzit că am pornit camera, dar ei filmează. Când eu te am și tu mă ai. Vezi că acum nu jucăm, nu trebuie să faci așa. Frate, o să fie foarte greu să sortez astea după. Ești urât. Efectiv nu mai am răbdare. Am schimbat 100 de ori luminile. Ok, deci deja este ora 6:30 și noi încă suntem aici. Suntem aici de la ora 10? Nu zic. Frate, dar ce... Ok, nu-mi zice. Revenim. Ia uitați-vă ce poze am făcut. Ileana, dă-ți alea că Ileana. Dă-ți alea că... Vrei să arăți ceva? Da. De ce nu scrie? Păi te vezi chestia asta? Da. Când ne ducem în București, trebuie să facem un vlog. Surorile Beregoi versus frații Munteanu. Trebuie să-i facem. Ok, bine. Gata, până la urmă o să-i dat lumele și până la urmă. Eu vorbesc cu mama până dure ce filmează. Dați-mi. Ești supărat? Ca să înțelegeți, Ceanu e foarte nervos pentru că moare de cald. Nici măcar nu vrea să vorbească cu mine. Ceanu, ești ok? Hai, afară. Voi voi vedeți? Da, acolo cum strălucește Iașu. Da, de ce? Ah, la mine părea că e cerul roșu. Ceanu, ești ok? Băi, Ceanule! Alo! Uite acolo cum copiii fac sport. Uite acolo cum copiii fac sport. A, tu mă ignori?
Dă-i. Stai, thumbnail, thumbnail. Un pic mai larg, da? Ce-a luat? Opa! Opa! Mă agresează sunurile mereu. Ce-a luat? Pentru prima dată. Hello. Dar nu facem nimic, Cătălin, nu mai fi așa înțepat. Băi, ești ok? Cine? Ce nu ești ok? Bateria. La cât a așteptat ce să filmeze? Păi, a nebunit, uitați-vă la el. Ia uitați cum stă în ochi la el. Hai, da. Hai, Cătălin, cum se pupă oamenii în film? Arată! Așa. Dar cum se pupă oamenii în film? Mi s-a descărcat telefonul. Ia, arată! Oleg, se pupă, Oleg! Uite așa un pic, știi? Și el... Doră, ce faci? Nu, te dai un pic. Uite așa reacția să aibă tot publicul. Uite așa, așa, dar nu știți la ce scenă. Ne-a ajuns un căptar și încă. Hai, liniște! Ia uitați-vă ce chestie mișto. Deci, astea sunt niște lumini pe care le folosim noi la filmare, gen. Și ele se încarcă aici, luminile astea. Și fiți atenți, o chestie. Și telefoanele se încarcă aici. Talim, efectiv, e extenuat. În care noastră ne așteaptă pe hol. Deși tăți suntem îmbrăcați ca niște boschetari. Ia. Nu te-ai îmbrăcat ca o boschetare. Ce bine că eu te am și tu mai. Cătălin, ești ok? Nu. De ce? Vreau să vă învățați replicile și să le să terminăm mai repede scenele, în general. Și noi nu le știam azi? Minți. Nu doar azi. Minți. Gata, mergem să mâncăm. Gata, mamă, nu mai pot. Oh my god, atât am mâncat. Am rămas doar noi. Eu am rămas până la final, chiar dacă n-am avut de filmat, ca să filmez vlog. Gara noastră, hai să mâncăm! Și am terminat filmările pe astăzi, dragii mei. Sper foarte mult că v-a plăcut acest making of, este ultimul. Așteptați următorul vlog care o să fie mega tare. Vă pup pe toți și fiți cu ochii pe noi, pentru că foarte curând o să anunțăm data din decembrie, când se lansează filmul. Am pupat, pa! Prieteni, vă aștept pe toți la sala Palatului pe 4 decembrie la cel mai tare Winter Party. Pe lângă mega distracție pe care v-am pregătit-o, voi dărui unui fan 1000 de euro cash, cadoul meu de sărbători. Abia aștept să ne vedem acolo. Vă pup și vă iubesc! Anul acesta, ca niciodată, Iuliana Beregoi ți aduce pe Moș Nicolae și Moș Crăciun împreună la Sala Palatului, pe 4 decembrie, la cel mai mare concert al iernii, Dor de Voi Winter Party. Vino și tu să te distrezi, să cânti și să te încarci cu energie alături de Iuliana și cei mai cool invitați speciali. Pentru prima dată în România, un spectator norocos va primi cadou de la Iuliana 1000 de euro cash. Așa că hai la Sala Palatului, pe 4 decembrie, să te distrezi și să-ți primești cadoul. Bilete pe iabilet.ro.